Vitamina D, numită adesea vitamina soarelui, este una specifică, deoarece organismul o produce atunci când pielea intră în contact cu lumina solară. Durata de timp pe care trebuie să o petrecem la soare pentru a ne reface rezervele de vitamina D depinde de mai mulți factori, cum ar fi perioada anului și a zilei, vremea și utilizarea protecției solare. Există însă mai multe mituri despre această vitamină. Discutăm mai multe cu doamna Ioana Stavrositu, medic specialist endocrinolog și nutriționist. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bine, v-am găsit. Haideți să vedem în primul rând de ce avem nevoie de vitamina D în organismul nostru. Vitamina D este o vitamină extrem de importantă și implicată în foarte multe procese. Foarte multe simptome și semne pot fi date de un deficit de vitamina D pe care să nu îl asociem cu aceste semne și simptome, cum ar fi o stare de oboseală cronică, cum ar fi, de exemplu, chiar și stări depresiv-anxioase. Asociem, de obicei, durerile musculare, poate sau articulare cu un posibil deficit, dar sunt anumite semne de care nu, nu ne întrebăm și sunt posibil de acolo. Deci ea este implicată într o multitudine de procese, dincolo de ă, stabilitatea pe care o dă musculaturii și sistemului osos, de fixarea calciului și în multe altele. Chiar în urma unor studii recente se pare că ar putea fi implicată și în prevenția cancerului și de asemenea este implicată chiar și în imunitate. Bun, și știm că primăvara, iarna apelăm la aceste suplimente. Vara care ar fi situația? Depinde. Răspunsul este mereu depinde. Important este să ne testăm. Văd deficite de vitamina D în cazul pacienților mei foarte frecvent, chiar și vara, pentru că aceștia pleacă cu un deficit pe perioada verii și nu poate fi asigurat, asigurat un nivel optim doar datorită radiațiilor solare. Și în cazul acestor pacienți, de exemplu, ar trebui supliment Chiar și pe uh, perioada verii. Deci depinde cu ce nivel plecăm în, uh, în vară de vitamina D. Există teste de laborator, există chiar și teste rapide pe care le putem face în confortul casei noastre, uh, ieftine, ușor accesibile, uh, măcar uh, o dozare înainte de venirea verii ar merita. Să înțelegem că acești pacienți. Stau cumva mai la adăpost. Au activități indoor, să spunem așa, mai des și nu prea ies afară. Poate fi aceasta o cauză, într-adevăr, faptul că actual o mare parte a populației își desfășoară activitățile în spații închise, da. dar mai sunt și alți factori, cum ar fi, de exemplu, culoarea pielii, latitudinea la care ne aflăm, vârsta, pentru că o persoană mai în vârstă are nevoie de un aport mai mare de vitamina D, chiar și greutatea. O persoană obeză are nevoie de un aport mai mai mare de vitamina D și sintetizează mai greu. La fel, faptul că în ziua de astăzi folosim foarte des factori de protecție. Iar vitamina D se sintetizează în special în prezența razelor de soare UVB. Cele care sunt cuprinse în general între ora 10 și 15, ore la care în general evităm să ne expunem sau dacă ne expunem ne vom expune cu factori de protecție. Ceea ce limitează practic interacțiunea dintre pielea noastră și razele solare. Există persoane, nu știu, care genetic asimilează mai greu? Sau nu există... Această este posibil. Recunosc că nu am un, un răspuns cert la această întrebare și nu aș vrea să dau un răspuns care nu, este, care nu este valid. Însă cel mai probabil, da, există și această posibilitate. Întotdeauna, genetic, genele în sine pot fi implicate în foarte multe. Așadar, dacă este vară și folosim această cremă, cremele de protecție UV, împiedicăm asimilarea vitaminei D? Da, putem să împiedicăm. Ele practic funcționează ca un filtru care scad, deci dacă sunt, de exemplu, 30%, 30 sau 50, scad 30 sau 50% dintre, din absorpție, oferă factori de protecție 30-50% și încurajez folosirea factorilor de protecție, dar de asemenea încurajez, cum ziceam, și testarea, măcar autotestarea acasă și Suplimentarea în funcție de ceea ce recomandă medicul. Aici, din nou, atrag atenția asupra faptului că suplimentarea se face doar sub supraveghere medicală. Nu luăm. Cum considerăm? Într-adevăr, se știe că un adult ar avea nevoie undeva între 600 și 800 de unități internaționale pe zi de vitamina D, însă dacă nivelul este foarte mare de deficit, suplimentarea poate să fie chiar cu doze mai mari. Atrag atenția și asupra suplimentelor pe care le luăm, pentru că nu toate sunt la fel. Vitamina D este o vitamină liposolubilă. Ne-am dorit să fie într-un supliment care este în bază uleioasă, ca să facilităm absorpția lui, să fie într-o formă care este ușor de administrat. De exemplu, la copilaj, cea mai ușor de administrat formă este cea de spray sau de picături. Dar și aici trebuie să avem grijă ca flaconul să fie de culoare închisă, să fie tanș, pentru că este sensibilă vitamina D, și la lumină, și la uh, factorii de mediu și se poate oxida, și apoi nu-și mai îndeplinește funcția. Adică, dacă e deschis de mai multe luni, s-ar putea să nu mai fie. Exact, exact, exact. Deci, uh, ceea ce vreau să rămână ca și mesaj este că trebuie să ne testăm uh, chiar uh, și la începutul verii pentru a vedea cu ce nivel de vitamina D intrăm în vară, da? Putem să ne testăm uh, uh, în laboratoare sau, cum spuneam, acasă, în confortul casei noastre, cu testele acestea rapide uh, semicantitative care ne spun dacă este un nivel suficient, uh, insuficient sau dacă cumva este uh, în exces, uh, apoi să întrebăm medicul dacă este nevoie de suplimentare și cu cât este nevoie de suplimentare și să avem grijă la ce uh, tipuri de suplimente luăm. Bun, dar românii știm că sunt destul de, nu știu, neglijenți, nu merg să-și fac analizele de bază. Mi-e un pic greu să cred că cineva s-ar duce să vadă cum stă cu vitamina D. Totuși, ce semne ne dă această carență, să spunem, de vitamina D în corp? Cum spuneam și la început, semnele și simptomele pot fi extrem de variate. Iar... Mai de bază care ne-ar putea alarma, să spunem așa. În principiu, în momentul în care ajungem să fim alarmați de semne și simptome, e posibil să fie deficitul cam mare. Deci ar fi Sau bine. Să fie mai mulți factori. Sau să fie mai mulți factori, bineînțeles, dar ar fi bine totuși să ne obișnuim, cum spuneam, să ne testăm totuși periodic, pentru că semnele principale și primele semne care pot apărea sunt subtile, de genul cum spuneam, a unei stări de oboseală, a unei imunități căzute și niște infecții repetate, niște viroze repetate care nu ni le explicăm din ce motiv se întâmplă și ele sunt din cauza carenței de vitamină D. Adică până la semnele osoase, care de exemplu poate să apară la un copil de rahitism sau la un adult de osteomalacie sau un semne de osteoporoză în cazul unei femei la o menopauză. Este cale lungă, adică bine ar fi să nu ajungem la ele ca să ne dăm seama că am avut uh, un deficit de vitamina D uh, ani uh, an de rândul. Bun. Poți să faci supradoză de vitamina D? Da, bineînțeles. Din și a... Ce se întâmplă? Din această cauză, uh, numim toxicitate, vitamina D poate să dea grețuri, poate să dea vărsături. Uh, din acest motiv este foarte important să ne adresăm medicului și să nu luăm suplimente după urechi. Știu că sunt mai multe feluri de vitamina D, D2, D3. Așa. Care ar trebui să fie de bază a, pentru noi? În principiu ar trebui să administrăm prin suplimentare vitamina D3. Da? Aceasta este mai ușor asimilată de către corp și este în forma ei activă în corpul nostru. De asemenea și dozările pe care le facem atât în testele rapide cât și în testele de laborator sunt în principiu al 25 OH vitamina D care este forma de 3 Dacă... Uh, să să consumăm pește, ne asigurăm un. Uh aport eu știu suficient sau cum ar trebui să procedăm luând așa din alimentație știm că... Uh -huh. Păi hai să precizăm mai întâi care sunt alimentele care conțin vitamina da. D și am avea aici în primul și în primul rând peștele gras într-adevăr peștele de genul somonului, macroului sardinelor, tonului chiar Ele, ei într-adevăr peștii aceștia conțin destul de multă vitamina D uh, ouăle, gălbenușul de ou ficatul și ciupercile acestea, ciupercile de exemplu conțin în mod deosebit de doi apropo de ce discutam da. mai devreme uh, Însă, aportul pe care ar trebui să ni-l aducem zilnic ar fi din cantități foarte mari de alimente. Un ou, de exemplu, are undeva la 70 de unități de vitamina D. Deci, destul de puțin. Cum ziceam, unui adult îi trebuie undeva între 600 și 800. Iar dincolo de asta, nu mâncăm în general zilnic ouă, pește, astfel încât să ne aducem aportul suficient. S-ar putea să mâncăm pește și să ne trezim, nu știu, cu mercur, poate. Că <laughs> este o discuție întreagă și despre problemele pe care da putea da un consum, să zicem, excesiv. Nimic în exces, asta știm oricum. Întotdeauna moderație este bună și dacă avem în momentul actual atâtea arme la dispoziție, um, cum sunt, cum spuneam, suplimentările, testările, bine să ne folosim de ele, să vedem care este forma în care ne este cel mai bine nou. Nu există să fie uh, identic pentru toată lumea. Din acest motiv este și bine să vedem uh, și să luăm legătura cu medicul nostru, să vedem starea noastră personală, nu a vecinei, că și ea ia vitamina D, 2000 de unități pe zi sau Uite, a vecinului care el n-a luat niciodată și n-are nicio problemă. Hai să vedem care este starea noastră să ne adresăm medicilor, să ne testăm, să ne adresăm medicilor și să vedem dacă avem nevoie de suplimente, ce suplimente și în ce doze. Știm că pe internet sunt o felul de articole care te pot pune așa pe gânduri și atunci poți să cazi în capcana de a zice, dom'le, dacă am și eu nevoie, hai să... Și nu mai apelezi exact. la medic, exact. pentru că acolo ai senzația că ți se oferă destule informații că ai putea să te ajuți cu vitamina D, eu știu, alte vitamine, alte... Dar hai să vedem, să lăsăm așa puțin deoparte pentru câteva momente vitamina D, să ne gândim, să ne spuneți ce alte uh, suplimentări, să spunem, ar putea apărea pe timp de vară. Adică am avea nevoie de alte suplimente. Sau mergem pe natural, pe fructe, pe legume? În principiu, ar trebui să ne bazăm pe nutriție, pe o dietă echilibrată, variată. Dacă avem de adus suplimente, întotdeauna ar trebui să facem analize, investigații medicale și să ne adresăm, cum spuneam, unui medic. Nu luăm suplimente alimentare de vitamine, de minerale, de niciun fel, fără să ne adresăm medicului. Pare uneori că n-au cum să ne facă rău pe principiul că, domne, nu știu, sunt naturale, sunt din plante. Da. N-au cum să facă rău, să ne amintim că există și plante care pot fi toxice. Să ne amintim că există și combinații de plante care pot fi toxice. Să ne amintim că sunt foarte multe care nu au studii. Deci, întotdeauna să ne adresăm medicului nostru. Mă înșel sau există acel mit că nu poți să faci supradoză de magneziu? că nu poți să faci supra doză da. în magneziu, de magneziu, depinde cred că cât o poți să iei, într adevăr se face rar. Ca și da. uh, toxicitatea da, 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 da. în cazul vitaminei D. Nu o întâlnim, ca să zic așa pe toate drumurile, exact. adică trebuie Știm să ne ceva legat da. de magneziu. Trebuie să, să ne chinuim puțin să ajungem chiar în supra doză. Dar totuși, nu este bine să luăm suplimente după ureche de niciun fel, nici vitamine, nici minerale. Decât dacă mergem la medicul specialist, așa cum spuneți și dumneavoastră. Și vă mulțumim că ne românit multe aspecte și că ați fost alături de noi în această dimineață. Mulțumesc și eu pentru invitații.